Festivalul Luminii, aflat la noua ediție, a avut un mare succes și anul acesta. Severinenii și nu numai s-au strâns cu micul mare în Parcul Rozelor pentru a se bucura de diversele ateliere menite să-i poarte prin numeroase provocări. Acest eveniment a fost sprijinit în toate cele 9 ediții de primarul municipiului, Marius Creciu. În cadrul acestui eveniment, devenit deja o tradiție la Drobeta Turnul Severin, Parcul Rozelor a prins viață sub lumina caldă a gluguțelor confecționate cu grijă de către toți cercetașii implicați. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul necondiționat al primarului municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu. Bine să se desfășoare, să vină și cu alte idei decât cele legate de calculator, de telefon, de televizor. Și dacă au ocazia să le pună ei în practică ideile lor, mi se pare că pe viitor poate o să aibă o idee și mai frumoase și la alt nivel, care folosesc societății. Da. Festival Luminii, care se află la a noua ediție, își propune an de an să promoveze lucruri mărunte și simple, dar pline de însemnătate. Astfel că cei care participă la acest festival vor avea oportunitatea și spațiul necesar de a redescoperi frumusețea lucrurilor mărunte, care de multe ori sunt neglijate din cauza contextului social. Locația nu a fost nici aleasă întâmplător, Parcul Rozelor fiind locul potrivit unde cei care au fost prezenți s-au putut reconecta cu natura, în detrimentul tehnologiei care pare că a luat cu asalt viețile noastre. Primarul orașului, Marius Creciu, a luat parte de asemenea la acest eveniment, bucurându-se de numeroasele activități din ateliere și de atmosfera plăcută care a învăluit parcul preferat al severinenilor. Mă bucur că avem aproape 100 de tineri care participă la acest eveniment. Sunt uimit de ceea ce gândesc tinerii, de ideile lor. Asta înseamnă că nu e totul pierdut, cum ne mai lamentăm câteodată. Au foarte multe idei, unele dintre ele poate le putem folosi inclusiv noi, poate pot fi folosite în viitor. Sunt lucruri care îi fac pe ei să simtă bine, au muncit, s-au implicat, sunt tinerii cercetași și ei organizează în fiecare an acest festival. Cred că a fost o perioadă când nu s-a organizat din cauza pandemiei, dar noi, ca și adulți, trebuie să-i încurajăm, trebuie să ținem aproape. Eu îi felicit și le urez succes atât în astăzi cât și în viața de zi cu zi și în viața școlară. Noua ediție a Festivalului Luminii și suntem super bucuroși că și anul ăsta am primit sprijinul de la primărie și Consiliul Local, atât financiar cât mai ales că ne permit să ne desfășurăm în Parcul Rozelor. Avem 15 ateliere organizate în exclusivitate de tineri și ei sunt cei care le-au gândit, ei sunt cei care le implementează, ei sunt cei care vin către publicul larg. Sperăm astfel să luăm un pic pulsul comunității și să dăm și ceva înapoi. Noi ne place să credem că festivalul este un festival al comunității, că e o atmosferă foarte lejeră și prietenească aici și abia așteptăm, văd că vremea ține cu noi până acum. Și așteptăm să apună un pic soarele și să aprindem luminile, că atunci e foarte frumos. În cadrul evenimentului au fost organizate mai multe ateliere unde fiecare participant putea să ia parte la diverse activități. De exemplu, atelierul intitulat Ia ce ai nevoie a avut în spate un concept foarte prietenos prin care cercetașii voiau să fie sprijin moral celor care se perindau în căutarea unei vorbe bune. Avem un atelier numit Ia ce ai nevoie, pentru că în zilele noastre, noi tinerii, suntem puțin demoralizați și avem nevoie de puțină motivație și am venit cu o vorbă bună și avem și câteva citate și împărtășim o bună dispoziție pentru toată lumea. Cum a venit această inițiativă? Am mai făcut odată acest lucru și am văzut că tinerii s-au bucurat foarte mult, că au avut puțin sprijin moral. Cercetașii au mai organizat și alte ateliere, precum cel de tarot sau cel pentru jocuri cercetășești, chiar și un atelier pentru regrete, unde toți cei care aveau unul îl puteau arde după ce îl transcriau pe un bilețel. Te rog să-mi spui ce le-ați pregătit tuturor vizitatorilor la cea de-a noua ediție a festivalului. Le-am pregătit atelierul de regrete, unde ei vin, își spun regretele, adică ce au pe suflet, îl ard sau îl înec, iar noi îi ajutăm să treacă peste aceste lucruri negative sau momente dificile. Ați mai făcut până acum acest an? Da, am mai făcut și este un atelier foarte apreciat de oameni. Acest eveniment are un mare succes, fiind deja o tradiție pentru cetățeni să participe la activitățile prietenoase organizate de cercetași din Drobeta Turnul Severin. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul necondiționat al primarului municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, care a fost întotdeauna receptiv la inițiativele tinerilor, despre care spune că sunt binevenite și contribuie la dezvoltarea armonioasă a societății.